Ceea ce locuiește cu lumina cea neapropiată și cerul la Islaune, arcăvându-l arcăvând picioarelor tale. Care tu Sfinții și tu tot odată cu Apostol ai înnoit slujba cea în Duh și darul Domnului celui adevărat și prin drept și Sfintele Bisericii și Sfântele tale, Doamne, al puterilor, în tot pământul ai așezat ca să-ți aducă ție jertfe sfinte și fără de sânge. Cel ce ai fi nevoit a se ridica darul acesta spre slava ta și a unui răspuns Fiului Tău și a Sfântului Duh, tu sunt împăratele de moarte și pătătorii de lucruri mari, auzi-te pe rând pe toți care te rugăm ție și primite-te ca Sfântul Duh și împlinat atât puternic, ca să sfințească ca la Sfântul acesta. Umbri pe el lumina ta ca veșnică, la legerul ca ție, în scaua slavii tale, împădubeștul Doamne tale și Dumnezeiești mai presus de lume. Fă să fie lumina celor niforați, pe lumine celor pătrimitori, bolnavul să pare diavolul în picoșare. Să fie ochii tăi de tați spre dânsul ziua și noaptea și urechile tale în aminte spre rugăciunile celor ce cu frică și cu bună cu cernicie vor intra în jurul celor pierani, vor să scriu și ca să fie cu lumele tău. Vorbim de vocerii la tine, nu să-i auzi în cer și să faci bine și să fii milostivor. Păzește a darul acelor de la sfârșitul veacului neferit și de felul cel ridicat, arată să fie Sfânta Sfintele cu lucrarea și puterea Sfântului Duh. Preamărește mai pe sute cu de felul cu legii celei ei, ca să ajungă jertfele și să mărși pe dânsul în Sfântul și cel mai pe sute cerul și trecătorul de jertfele, să ne dea nouă darul de ridicare și de inaugurare. Pentru zilul, pentru slujba, pentru vremii, pentru oamenii mei, și pentru a Doamne, ne-i interpretă.